De curând, piața Universității din București a suferit câteva modificări pe care ne-am decis să le observăm îndeaproape în această dimineață. Cu această ocazie, l-am căutat pe fotograful și arhitectul Vlad Eftenie să ne prezinte lucrurile dintr-o altă perspectivă. Am ieșit la plimbare. Plimbarea mea trebuie să înceapă de undeva și să ajungă undeva. Astăzi, datorită și întâlnirii cu voi, am spus să începem de aici. Și avem un mare avantaj. Iarna acoperă orașul. E mai frumos. E mai curat. Curat înainte de toate. Lumea are o astfel de părere. Zice, așteptăm iarna ca să devină în sfârșit orașul curat. Trebuie să spun, locul ăsta, în special, a devenit curat chiar și de timp de vară, pentru că sub noi nu se mai întâmplă neapărat mare lucru. Iarbă n-a mai răsărit din beton. Există o mare masă de beton dedesubt și deocamdată este chiar transformat într-un spațiu mai prietenos în felul acesta. Ai spus că e un spațiu prietenos. Este avantajos și din punct de vedere al arhitecturii, al deschiderii. De fapt, pentru ce a fost amenajat acest spațiu? Cum îl vezi tu ca arhitect? Este una dintre piețele cu vocație publică din București. Inițial, bineînțeles, cu toții am crescut cu cele 4 statui și cu petecele de iarbă înconjurate de mașini însă. Lucru care nu prea era avantajos în anii trecuți, dacă ne aducem aminte, 2005-2008, deja ne încălecau mașinile. Și atunci cineva a zis, hai să facem o parcare pentru ca mașinile să intre undeva unde să nu ne deranjeze și noi sus să ne putem bucura de oraș. Ceea ce s-a întâmplat, numai că pe parcurs, probabil că au rămas și mașinile undeva între etaje și noi undeva suspendați în afara verdeței, pentru că proiectul parțial s-a întâmplat așa cum ar fi trebuit. Aici a fost un concurs de arhitectură. Eu am fost puțin implicat pentru că m-am ocupat de documentarea fotografică. Concursul a presupus mai multe soluții, a presupus și un câștigător. Privind soluția câștigătoare, puteam să avem speranțe, să zicem, da, super, scăpăm de mașini. Într-adevăr, mașini sunt dedesubt, dar mașini mai sunt și deasupra. Nu au apucat toți să înțeleagă că se poate parca dedesubt. Deasupra însă, din petecele acelea de verde, a rămas doar o zonă minerală, din păcate momentan. Cred însă și din câte știu, piața este în continuă amenajare, urmează cu siguranță amenajarea de ordin peisager, cu mobilier urban, cu copaci, cu lumini, cu tot ce trebuie, pentru ca piața să devină oamenilor și să devină un loc în care să ne întâlnim, să ne placă să stăm și să găsim un loc foarte pozitiv. Am observat deja acel mic târg de Crăciun, de sărbători. Lucrurile s-au întâmplat relativ bine până în momentul în care au fost puse un șir de gherete chiar și pe latura exterioară către bulevard. Cred că acolo a fost puțin excesiv. Se poate face o amenajare în ideea în care fronturile clădirilor, universitatea și cele două clădiri simetrice, să comunice, iar piața să devină un liant. Lucrările de reamenajare a pieței Universității au avut și ele prețul lor și acum nu ne referim la unul financiar, ci mai degrabă la un preț de valoare istorică și culturală. Cred că motivele astea de funcționalitate primează deocamdată și motivele de păstrare ale memoriei sunt oarecum lăsate într-un plan secundar. Cu siguranță multă lume s-a întrebat, dar ce să facem cu niște oase? Ce îi face cu niște bucăți de cărămidă vechi de 500 de ani? Bineînțeles că noi venim de acolo și atunci te întreb ce e mai important, o bucată de cărămidă veche de nu știu câte sute de ani sau acest parapet de beton absolut nou-nouț? Și atunci răspunsul rămâne evident undeva, cum am spus, între etajele acestei parcări și cred că adevărul e undeva la mijloc. Ar trebui să avem grijă și de vestigii, așa cum ar trebui să avem grijă ca orașul să funcționeze bine și coerent acum. Până acum am vorbit cu arhitectul Vlad Eftenie, trecem puțin și la fotograful Vlad Eftenie. Ce povești crezi că vrei surprinde aici? Ce vei descoperi în imaginile tale? Ce vei fura din atitudinea și parcursul oamenilor? Am ieșit astăzi cu aparatele după mine, pentru că din nou dimineața m-am uitat pe geam și ningea și se printre puținele dăți de anul ăsta când ninge în timpul zilei. Până acum, de cel mai multe ori, a nins în timpul nopții. Noaptea e mai greu de pozat. Profit de ocazia acum pentru a surprinde atmosfera aceasta la care participă și cerul, și aerul, și pământul.
pentru a putea crea o imagine interesantă, sper, a centrului. Poate că la vară tot avem tentația la 40 de grade să spunem, doamne, mai bine e iarna că e frig, iar iarna avem tentația să spunem, de-abia aștept vara că nu mai vreau frig. Ori cred că o să creez acum niște mici conserve de frig pentru la vară, când o să ne uităm pe ele cu mai mult drag decât acum, când suntem împresurați de zăpadă.